Rușii au anunțat o altă operațiune specială, de data aceasta în spațiu. Dmitri Medvedev a declarat că rușii sunt pregătiți să înceapă un război spațial pentru a distruge sateliții Starlink ai SpaceX. Potrivit acestuia, ghidarea și reglarea focului asupra crucătorului Moscova a fost realizată cu ajutorul acestor sateliți. La 26 februarie 2022, Elon Musk a anunțat că sateliții Starlink au devenit activi peste Ucraina după o solicitare din partea guvernului ucrainean de a înlocui serviciile de internet distruse în timpul invaziei ruse a Ucrainei din 2022. Până la 22 martie 2022, SpaceX a trimis peste 3500 de sateliți pentru a permite ucrainenilor accesul la rețeaua Starlink.